Bună ziua tuturor! Eu sunt Mihaela Dincă, sunt astăzi ajutorul Izabelei, care din anumite motive nu a putut să fie alături de noi, dar este cu gândul alături de noi, sunt convinsă. Astăzi avem o sesiune specială și cred că merită pentru fiecare dintre voi care v-ați răpit câteva minute, câteva zeci de minute de fapt, pentru că astăzi vom vorbi din nou despre rolul psihoterapeutului în bolile inflamatorii intestinale. Am și share-uit un pic să vedeți despre ce e vorba. Și pentru că astăzi din nou avem alături de noi pe doamna psihoterapeut Anda Drăgan. Ne-am văzut cu dumneavoastră ei, dacă mi-am inteles bine, în decembrie ultima dată, într-o sesiune foarte interactivă. Și cred că e important să avem astfel de sesiuni, mulțumim că e alături de noi și este important să avem astfel de sesiuni periodic. Am colectat de la voi o serie de întrebări la care vom avea ocazia să răspundem spre final, însă până atunci doamna psihoterapeută a pregătit o prezentare foarte interesantă, de fapt o incursiune în lumea emoțiilor. O să vedeți că o să fie foarte, foarte interesant. Am vrea să vă rugăm să facem din această sesiune una interactivă, așa că dacă aveți întrebări, comentarii, orice gânduri vreți să le share-uiți, puteți face acest lucru fie live, ar fi cel mai frumos așa, mai ales că suntem într-un număr oarecum mai restrâns decât în alte sesiuni. Dacă nu, bineînțeles, aveți până la dispoziție opțiunea de chat, ne puteți scrie acolo, eu o să fiu cu ochii pe chat astfel încât să-i pot transmite doamnei psihoterapeutului toate gândurile și întrebările care apar acolo. N-aș mai lungi mai mult de atât, așa că o să rog pe doamna Anda Drăgan să ne poarte prin această incursiune în lumea emoțiilor și apoi vom avea ocazia să răspundem la toate întrebările pe care le-am colectat înainte de această întâlnire. Ok. Mulțumesc frumos de prezentare. Bună ziua! Văd că în afară de doamna Dragomir, nimeni nu are cameră. Există cineva care are totuși măcar microfon? Aș vrea să știu așa de... Știu că e o ieșire puțin din zona de confort sâmbătă dimineața, dar dacă cineva mai poate folosi microfonul, vă rog să ne salute, să îmi fac așa o idee sau... Bună ziua! Bună ziua! Mulțumesc! Bună ziua! Ok! Bun! Bună ziua! O fete apostol! Bună ziua! Perfect! Ok! Bun, v-am rugat să văd dacă aveți microfon, pentru că o să apelez la dumneavoastră să mă ajutați în prezentarea asta. Știu că nu e confortabil, dar ați fost foarte curajos deja de la început, așa că de acum încolo lucrurile vor sta vor fi și mai ușoare. Numele meu este Anda Drăgan, sunt psiholog, lucrez la Spitalul Colentina, la centrul de boli inflamatorii al doctorului Mateescu, al domnului doctor Mateescu. Am făcut terapie și individuală și de grup acolo. Acum, din păcate, din cauza situației, nu mai am acces, da? Nu mai e foarte dificil accesul, așa că am hotărât să punem puțin pe hold proiectul ăsta până o să revenim la momente, la situații care să ne permită să revenim. Bun, astăzi m-am gândit să vorbesc punctual, dacă altă dată, nu știu dacă cei care au participat poate m-au mai văzut și în alte situații, dacă nu, astăzi m-am gândit să abordez punctual și să vorbesc despre emoții, da? Pentru că cred că fiecare dintre noi avem și spunem tot timpul, am emoții că am examen, am emoții că aștept un coleg să vină, am emoții și... aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, care au fost așa, sau ce emoții, când întreb emoții, la ce vă gândiți, ce vă vine în minte? Să-mi dați așa, nu știu, un exemplu de emoție pe care o resimțiți.
Haideți să vă ajut un pic. Câte minute ai la dispoziție pentru a răspunde la asta? Bine. Așa, uite, punctual, uite. Când te văd pe tine, mă gândesc la frică. Adică este prima emoție pe care o gândesc, pentru că noi am lucrat foarte mult în terapia fricii. A doua este ură, pentru că eu personal lucrat cu tine foarte mult pe partea asta de ură și de... de emoție. Și, mă rog, este un spectru foarte larg, dar astea sunt cele două care îmi vin în acest moment în minte, văzând de pe tine pe ecran. Ok, bun. Bun, deci cum a spus și Diana mai devreme un pic, da, deja a dat, dacă la început, da, putea să spuneam, sau întrebarea era, dom'le, am emoții, da? Poate Diana, dacă nu ar fi lucrat și n-ar fi fost în temă, dar ar fi zis, uite, că particip aici la întâlnirea asta, am emoții, da? Iar ce a făcut? S-a dus un pas mai departe, da? S-a dus un pas mai departe și a identificat ce fel de emoție, da? Ce emoții simt acum, da? Care sunt emoțiile la care mă gândesc, da? Adică, cu cât dăm contur mai departe emoției, da, cu cât devine mai punctuală, da, de la un cuvânt atât de generic, da, am emoții, da, am emoții că am examenul. Ce înseamnă asta? Mi-e teamă sau am anxietate, da? Pe de altă parte, am emoții că mă voi întâlni cu persoana iubită. Ce? Nerăbdare, dorința de întâlnire, dorința de apropiere. Și atunci... identificând emoțiile, da, vedeți aici și pe imaginile pe care le-am pus pe slide, identificând emoțiile, da, ne devin mai clare și ne putem adresa punctual, ne putem adresa punctual la ele, da? Dacă ar fi să ne gândim puțin așa și să vedem, de fapt, denumirea, da, sau sensul dat din latină, a mișca în afară, a pune în mișcare. Adică ce înseamnă asta? Adică emoția, da, ne pune în mișcare, ne determină comportamente, ne determină să facem, să acționăm și așa mai departe. Și atunci, într-un fel, putem spune că emoția este unul dintre principalele drive-uri, principalele mecanisme care ne pune să acționăm, să facem, ne țin în viață într-un fel, da? Și dacă ar fi să vă gândiți acum, da, la ce emoții ați trăit astăzi, da? Ce emoții ați trăit în ultima săptămână? O să vedeți că sunt, cum apar aici, o gamă largă, o gamă întreagă de emoții, da? De la fericire, la furie, la dezgust, la dezamăgire și așa mai departe, la ce vă gândiți. Și v-aș întreba, da, dacă vă gândiți, uite, Diana, da, spune așa, că se gândește la furie. Furia asta are vreun impact, adică emoția asta are vreun impact și asupra corpului tău? Ai resimțit vreodată? Acum sau în general? În general, în general. Evident, evident. Sunt foarte multe lucruri care se întâmplă în furie. Depinzând de istoricul meu personal, câteodată mă blochez și mă panichez și nu mai pot să fac nimic, câteodată îmi dă așa o forță supraomenească să rare ori să fac un lucru, câteodată cam astea, de fapt asta, cam astea sunt, dar analizând așa în retrospectivă, mă bazez foarte mult că mi-ar da energie când de fapt majoritatea cazurilor dă freeze, de fapt, furia. Aha, că mă blochează. Da. Ok, adică ce aparent este ca un carburant, nu? Furia, da, ca fi un carburant al acțiunii, de fapt, mai degrabă un consumator. Exact, okay. Exact. Emoția asta. Ok, mai vine cuiva în minte vreo emoție, da, pe care s-o fi resimțit și la nivelul corpului, să fi întâmplat ceva la nivel corporal? Bună ziua, Ofelia, sunt. Bună ziua! La mine, la nivel fizic, se manifestă emoția. Începe să doară burta. Apropo de da. Okay. Emoția.
vis-a-vis. Dar care anume emoție? Emoția dată sau provocată de participarea la o ședință cu directorul sau la o întrevedere cu domnul profesor la spital sau în așteptarea unui rezultat la o analiză importantă. Se resimte la nivelul nu știu dacă neapărat la nivelul intestinului, dar oricum la nivelul stomacului, când cum se spune din popor ai un gol în Ok. Acum ați simțit un gol în stomac când ați vorbit? Nu. Perfect. Perfect. Ok, dacă ar fi să vă duceți mai departe și să încercați să numiți emoția asta despre care vorbiți, da? Că v-am pus aici pozele din nou, dacă ar fi să o numiți, ce ar fi? Teamă, entuziasm, neliniște? Care emoție? Neliniște și nerăbdare. Nu... Neliniște și nerăbdare. Neliniște în sensul... că dacă ceva merge prost la spital, de exemplu, când aștept un rezultat, ce se întâmplă dacă rezultatul este este unul nefavorabil sau este o problemă. Mi se aduce la cunoștință că este o problemă. Da. La o întrevedere, de exemplu, la serviciu, într-o ședință, ai emoții, dacă nu știu să răspund la întrebările care mi se adresează. Asta cum s-ar numi emoția asta? Cum ați numi-o? Teamă? Sau frică? Nu. Teamă. Teamă. Teamă spun și într-un caz și în celălalt, și medical și serviciu, pentru că boala la mine este, boala Crohn este de 40 de ani, deci cumva sunt obișnuită cu boala, dar oricum ai emoții ca orice om, să nu fie ceva rău, să nu apară ceva rău, suplimentar, față de ceea ce știi, iar la serviciu, iarăși, suntem de 30 și de ani la serviciu, așa că ne cunoaștem și șefii, și colegii, deci e un pic de teamă, nu este o frică, nu pot să le denumim. Ok, ok, mulțumesc frumos. Eu mulțumesc. Că, și despre asta vorbeam, da? Vedeți, doamna a făcut foarte bine diferența, da? Inițial a vorbit despre emoții, dacă am emoții, după care a diferențiat, da? Și a numit emoțiile astea de fapt și la diferențial a conturat ca fiind o teamă, o nerăbdare. Și de asta e important și de asta vă spuneam că este important ca pasul următor, da? După ce identific, domne, am o emoție, să identific care anume, ce emoții am, de fapt, care e numele ei. Bun, mai este cineva care vrea să vorbească, să ne împărtășească despre ce emoții are simțit și unde anume, la nivelul corpului? Să înțeleg că nu. Ok, haideți să vă întreb, da, deci am determinat, da, am stabilit că emoția, da, o simțim, întâi e ceva așa confuz, da, și spunem emoție la nivel general, după care poate fi, da, dacă începem și ne întrebăm, poate fi conturată și determinată mai clar, da, frică, furie, bucurie, tristețe, dezgust și toată paleta. Da? Și mai mult de atât, vedem că în funcție de emoția pe care o simțim, are o manifestare și la nivel corporal, da? Ați văzut aici la nivel intestinal, poate sunt alte persoane care resimt, nu știu, când se înfurie la nivelul capului, da? Sau când se bucură simt că plutesc, da? Ușurință corporală și așa mai departe. Bun, hai să vedem. Am stabilit că la nivelul corpului se întâmplă ceva atunci când simțim emoții.
La nivel comportamental, adică ne schimbă felul cum ne purtăm, ce facem, emoția? Diana, te-ai pregătit deja. I-am dat anumut, da. Așa. Păi știi cum se zice, ca la copiii mici, orice emoție validă nu și orice comportament. Da. Da, eu zic că după 10 ani de terapie cu un terapeut, un an cu tine și alții 15 în terapie în total, comportamentul este un semnal al emoției pentru mine, dar nu, emoția influențează din ce în ce mai puțin comportamentul. Mă bazez foarte mult pe partea de respect și am dorit să am o atitudine de construcție în viață. Și comportamentul se bazează pe valorile acestea. Și atunci emoția nu influențează. Dar când eram la începutul terapiei, mi-aduc aminte foarte bine, pentru că întotdeauna se explorează, se face așa, timpul este relativ într-un cabinet terapeutic și aici când mă întâlnesc cu tine, pot să mi-aduc aminte că emoția îmi schimba deseori comportamentul și o validam ca fiind, cum ar veni, normal să se întâmple așa. Și mai ales la nivelul meu, adică mă agresam în tot felul de feluri, ori prin mâncare, ori prin lipsa activității fizice, ori la nivelul corpului prin a mă forța și, de exemplu, mi-aduc asta trebuie să spun neapărat că este una din marile mele umilințe cu mine, eu sunt așa, mă consider de o inteligență medie, decentă. Dar într-o perioadă de super stres și când aveam super multe probleme și de care mă consideram vinovată, m-am decis să-mi măresc doza de salofal. Și mi-am auzit aminte că la un moment dat mi-am luat să-mi iau supozitoare, cum ar veni, și mi-am băgat o lună de zile supozitoare cu salofal. Și evident că am ajuns la domnul doctor, că nu știam ce am făcut. Și după o zi de stat în spital, am descoperit că deci, comportamentul a fost timp de, cât să fie, 45 de zile consecutive, cum ar veni și eu și familia mea care se ocupă de partea asta medicamentoasă, că în loc de supozitoare îmi băgam pastile normale. Și n-am observat cum ar veni 45 de zile. Domnul Matescu, când se vede cu mine acum, tot așa se amintește pacienta care a devenit și a făcut criză de rectocolită prin loc de supozit. Nu știu dacă știți, pastilele sunt foarte tari, adică eu mă agresam la nivel fizic în direcția asta. Mă rog, ăsta este un ăsta foarte vizual pe care pot să-l fac în acest moment, dar experiența de viață se întâmplă în zi cu zi, felul în care mâncam, felul în care mă purteam cu mine, felul în care cheltuiam banii, felul în care mă comportam cu ceilalți oameni și îmi construiam relațiile. Deci, da, pot să-mi aduc aminte cum emoția și o valida, adică eu consideram pentru că emoția aceasta este a mea, pentru că este această furie, normal că este normal să mă comport într-un fel. Între timp, construindem valorile astea de viață și cum vreau să construiesc, de exemplu, și prezența aici în terapiile ținute de tine, vin ca o recunoștință a lucrurilor pe care le-am făcut împreună și este mult timp de a dedica și pentru domnul Mateescu și pentru comunitate și-a dat înapoi și am exprimat emoțiile Hata n-a curajat terapia pentru o singură persoană și sunt mulțumită. Da. Deci în ideea asta, în momentul când valorile mi-au fost foarte clare de viață și asta s-a întâmplat la 40 de ani, adică și după mulți ani de terapie, comportamentul a devenit constructiv, indiferent de emoție. Emoția este întotdeauna acceptată și validată, adică furia este acolo, frustrarea este acolo, faptul că mă simt cu toate impostoare sau... Toate vin, dar stau cu mine, mi le accept, îmi dau pauză, răgaz și le validez și mă comport într-un fel constructiv. Ok, adică ce vrei să spui este că emoțiile acute au avut o influență și îți vin imediat așa, da? Vezi că e vorba de niște extreme, da? De niște agresări la nivelul corpului tău sau la nivel extern, da? Adică astea sunt cele pe care le observăm.
Ok, mulțumesc frumos. Mai are cineva, nu știu, un exemplu, poate nu neapărat atât de acut, poate, uite, îmi vine în minte acum că e soare afară și că e frumos, da, și că mă bucur și o să-mi determine un comportament de a ieși să mă plimb puțin pe afară. Am observat cineva legătura asta între emoție și comportament, da? Am determinat că emoția are un impact asupra corpului nostru. Hai să vedem dacă are un impact și asupra comportamentului nostru, da? Diana spune că da. Are cineva altă părere sau aceeași părere? Am înțeles. Toată lumea este de acord? Bun. Bun. Ok. Haideți că vreau să vă propun acum, dacă am stabilit lucrul ăsta. Emoția, da? O simțim sau se manifestă și la nivelul corpului nostru și la nivelul comportamentului nostru, da? Și vedem cu cât emoția devine mai clară. Da? Cu cât o numim, cu cât ne punem întrebări despre ea, cu cât înțelegem mai bine ce se întâmplă și de la ce ni se întâmplă, cu atât putem să găsim și instrumente, putem să găsim și modalități de a face față sau de a ameliora emoții respective. Și acum vă propun așa un mic exercițiu mental, da? Să încercați să vă amintiți, nu știu, cel mai recent sau cel mai acut moment care v-a rămas în minte, da? Când v-ați înfuriat. Și vreau să intrați un pic în momentul ăla. Ok, și acum vreau să localizați furia, da? Vreau să localizați unde o simțiți. O simțiți la nivel abdominal, o simțiți la cap. Categoric la mine este la cap. La dumneavoastră este la cap. Nu... Emoțiile puternice la mine înseamnă, sau, de fapt nu, la cap vorbesc în momentul în care este emoția atât de puternică încât conduce la o furie. Păi, furia, scuze. Ce vă propun, nu vă scuzați că nu greșiți, ce vă propun este să vă gândiți la un moment particular. Nu știu, cel mai recent moment sau cel mai... În noiembrie anul trecut, da. Într-o zi, apropo, era totuși se leagă, bineînțeles, și de serviciu, că ori suntem la școală, ori suntem la serviciu. Și... Ok. Și, deci, gândiți-vă la momentul ăla, da? Deci v-a venit un moment particular și vă invit pe toți să faceți lucrul ăsta și vorbesc cu dumneavoastră acum, da? Gândiți-vă la momentul ăla, da? Și ați identificat la nivelul capului, spuneți, furia. Da, pentru că a fost o nedreptate și am reacționat prin furie. Pentru că, din nou folosesc expresii populare, se umpluse paharul. Accepți o dată, de două ori, de trei ori, până la un moment dat când conștientizezi că este o nedreptate și atunci nu mai refuzi să continui și izbucnești, cum se spune. Așa. Și deci ați simțit-o la nivelul capului. Vreau să faceți următorul În sensul că încep să tremur și din cauza furiei și încep să vorbești. Nu te mai reții și îți exprimi punctul de vedere pe care prima dată spui, da, domnule, s-a întâmplat, ok, hai că o iei drept o provocare. Era vorba de o sarcină care mi se dăduse. Nu era în partea mea, să zic, de... Nu era pe bucata mea, da? Dar totuși am luat-o ca o provocare și am zis o să dau tot ce e mai bun și o să fac atât cât mă pricep. Și în final rezultatul a fost că
șeful a zis, e o varză, nu n-ai făcut nimic. Am înțeles. Deci ați intrat, acum sunteți în emoție, dar resimțiți un pic furia la nivel. Da, mi-aduc aminte, da. Știți, vreau următorul pas. Este să, după ce ați localizat-o, da, că dumneavoastră la nivelul capului, vreau să îi dați o formă. Să vă uitați așa la ea să vezi ce formă are. E o sferă, e un cup. Nu. Simteam că îmi crește tensiunea și încep să tremur și că trebuie neapărat să-mi exprim sentimentele și frustrarea că munca nu mi-a fost apreciată, să-mi o exprim verbal. Am înțeles, dar vreau înainte, adică ce vreau acum este să vă transpuneți doar intern. Adică primul pas, când ați început să simțiți emoția asta, da? Și ați început să o simțiți la nivelul capului. Și te doare capul. Așa, te doare capul. Și vreau să faceți acum așa pur și simplu un exercițiu vizual, da? Și să-i dați o formă furiei. Chiar dacă atunci n-ați resimțit-o, să-i dați acum o formă, să vedeți ce formă are, că vă uitați acum așa la ea, e în cap. Hai să vedem ce formă are. Nu știu, culoarea roșie. Așa, deci are o culoare, perfect, are o culoare, perfect. Da? Deci are culoarea roșie. Pe ce e pusă culoarea asta roșie? Pe o sferă, pe un pătrat, pe o, nu știu, pe o... Ce e? Presupun că sferă, că era vorba de ambient, de așa. Ceea ce mă înconjoară. Deci în cap de o sferă și e roșie. Vă invit pe fiecare să faceți exercițiul ăsta și fiecare să numiți culoarea pe care o dați dumneavoastră, forma pe care o dați dumneavoastră, da? Și locul. Deci la dumneavoastră e o sferă roșie în cap. Cât de mare e în proporție cu, în raport cu capul, cât de mare e? Nu, cât capul meu, că eram roșie la față. Deci o sferă roșie cât capul dumneavoastră, o resimți acolo. Și ca temperatură așa, ce temperatură are? A, nu, e... nu atinge punctul de topire. Nu e ca o lavă. Nu e ca o lavă. E fierbinte, e rece, cum e? Nu, e fierbinte, categoric. Fierbinte, fierbinte. Categoric. Deci o sferă mare roșie, fierbinte, pe care o simțiți în cap. Da? Da, să spunem așa. Da. Ok, bun. Haideți să continuăm exercițiul ăsta și vă propun așa. Hai să luați sfera asta mare roșie și fierbinte din cap și să o mutați să ajungă pe umăr. Reușiți? Cred că nu. Cred că nu. Din cauza că sau, mă rog, acum dacă aș fi să fac exercițiu, să retrăiesc un pic, că nu mai pot să mă transpun în starea în care eram atunci. Bineînțeles. Între timp am făcut pace cu șeful și a dat seama că mi-a dat o chestie care nu își trebuia să aprecieze ceea ce am făcut. Nu era în sfera mea de activitate și automat că n-aveam cum să o fac perfect. Ok. Și acum, ce ați putea modifica? Deci spuneți că locul nu-l puteți modifica, dar ce ați putea modifica din caracteristicile astea? Ați putea să modificați culoarea? A, da, acum s-a atenuat în timp. E... Fiecare ne-am recunoscut vina și interlocutorul și eu și am făcut pace, să zic așa, și automat. Acum, de, când e calm, este, sfera este albastru. Sunt deci a devenit, deci ok, deci acum cum a scăzut intensitatea emoției, cum a scăzut și a devenit și răcoroasă, nu-i așa? Așa, da. E albastră și răcoroasă. Ca dimensiune, cum e? Oh, e un punctuleț acolo, mic. E, mai... Deci a devenit răcoroasă, a devenit mult mai mică în dimensiune. Calmă și foarte mică. Am înțeles. Și cu ea puteți să faceți orice acum, nu o puteți muta pe oriunde. Da, normal. Da.
Aha, ok, bun. Deci, vedeți că exercițiul ăsta și, cum spuneați dumneavoastră, și este adevărat, da? Că atunci, în momentul ăla, nu puteați modifica. Da? Vă era foarte dificil pentru că erați în stare. Dar ce vă propun așa ca un exercițiu pe care îl puteți face acasă, da? Nu neapărat, cum am făcut aici, da? Nu neapărat în momentul în care simțiți emoția. Da, pentru că inițial, da, pentru ca, ca orice lucru care e învățat, întâi îl învățăm într-un simulator, da? Nu învățăm să tragem cu, cu pușca în război. Învățăm înainte și ne descurcăm, când ajungem în, în război, ne descurcăm cu pușca. Da? Și vedeți că, de fapt, emoția, da, dacă cât devine mai concretă, da, ce am făcut? Am identificat-o, am denumit-o la început, la început întâlnirii noastre, da? Și am zis frică, furie, bucurie, iubire, dezgust, da? I-am dat un nume. După aia am văzut că se manifestă, se manifestă odată la nivelul corpului nostru, da? O resimțim. Și, pe de altă parte, la nivelul comportamentului, da? În funcție de ce emoții avem, ne comportăm într-un fel sau altul, da? Suntem furioși, țipăm sau vorbim mai tare sau suntem mai agresivi, suntem calmi sau suntem fericiți, zâmbim, râdem și așa mai departe. Da? Deci am determinat lucrurile astea. Ne-am dus mai departe și am încercat să localizăm, da, furia asta, emoția asta pe care o resimțim, că a fost vorba de furie în exemplul nostru. Da? Și am identificat-o la nivel corporal. Da? Am zis, băi, hai să văd unde o simt. Da? Doamna a simțit-o la nivelul capului. Ok, bun. Mai departe de atât. I-am dat o formă, i-am dat o culoare, i-am dat o temperatură. Da? Și cu cât ea a devenit mai concretă, cu cât a devenit mai reală, am văzut că o putem, într-un fel sau altul, da? Și dacă exersați lucrul ăsta, o să puteți din ce în ce mai ușor, da? Mental, să vă reprezentați emoția respectivă și să faceți cu ea, ați văzut cum doamna încet, încet, da? După ce a intrat în moment și era super dificil să miște sfera aia care era probabil și foarte, foarte grea, da? Încet, încet, cum s-a diminuat emoția, s-a diminuat și temperatura și forma, da? A devenit, de fapt, un punct foarte ușor de manipulat. Ok? Și atunci, vedeți, de fapt, că asta era direcția despre care voiam să vorbesc. Că emoția, cu cât devine mai concretă, cu cât devine mai clară, da? Cu cât o putem localiza, adică devine din ce în ce mai abordabilă și apelabilă, da? Cu atât ne este nouă mai de folos, da? Pentru că putem identifica resurse, putem identifica instrumente de care putem la care putem apela să o abordăm. Bun. Eu primesc frecvent întrebarea dacă cum e bine să gândim pozitiv, să gândim negativ și așa mai departe, da, gândirea pozitivă, și eu spun că gândirea pozitivă are aceeași valoare ca și gândirea negativă. Și din punctul meu de vedere, valoarea asta este zero. De ce? Pentru că a spune toate lucrurile vor fi proaste, vor fi rele, nimic nu este bun în lumea asta, e la fel de valoros cu a spune că totul va fi bine, lumea e frumoasă, viața e frumoasă. De ce? Pentru că niciuna dintre aceste afirmații nu sunt adevărate și nici nu ne sunt de folos, pentru că este ceva atât de general și atât de neconcordant cu realitatea, încât e ca și cum am căuta un inoroc, da? Adică nu există, degeaba îl căutăm. Și atunci, răspunsul la întrebarea asta, cum e mai bine sau ce e de dorit, să gândim pozitiv sau să fim negativiști, să fim precauți tot timpul, să determinăm, să aflăm ce merge și ce nu merge, eu spun mai degrabă că important e să fim concordanți, da? cu realitatea. Și evitarea emoțiilor negative, adică dacă ne simțim, nu știu, supărați, sau dacă suntem neliniștiți sau nemulțumiți sau așa mai departe și ne facem că nu, asta nu există, tot o să fie bine, da?
De fapt, ce se întâmplă? E ca la sală, când mergi la sala de fitness și vrei să-ți crești un mușchi, pui întâi un kilogram, două kilograme și mai departe, adică crești forța mușchiului respectiv. Da? Și atunci, noi evitând să ne confruntăm cu emoțiile noastre, fie că sunt pozitive, fie că sunt negative, atrofiază mecanismele de coping, se spun, da, care să facem față acestor emoții. Da? De asta avem un mușchi foarte atrofiat. Mai mult decât atât, preocuparea asta, da, de evitarea emoțiilor negative, de a nu observa emoțiile negative, devine în sine o emoție negativă, adică fiind tot timpul preocupați, da, de să fiu fericit, să-mi fie bine și văzând că în mod real, în realitate, este imposibil să fii tot timpul fericit sau să fie tot timpul bine sau să fii tot timpul deficient și așa mai departe, da, devine în sine, adică un stres pentru că dorești sau poate ții niște modele care sunt doar prezentate într-un moment și într-o perspectivă scurtă și atunci devine un stres, o nemulțumire, da? Cum sunt discuțiile, da? Vine cineva și prezintă, uite ce mașină frumoasă am sau ce casă frumoasă am și tu vezi doar momentul ăla și atunci când te uiți și tu n-ai casa respectivă frumoasă și așa mai departe, devine o dezamăgire, da? Ok. Și încă faptul că ne facem, da, că ne facem că nu vedem, da, începem, nu știu, să devenim neliniștiți sau nemulțumiți și zicem, nu e nimic, da? Adică că negăm, că nu numim emoția respectivă, nu înseamnă că emoția nu există. Și negarea, da, întoarcerea capului, întoarcerea privirii, e ca și cum lua o minge, suntem în apă și tot împingem mingea aia în apă, o împingem în apă, da? Și când explodează, da? Când îi dăm drumul, sare 2 metri în sus, da? Adică intensitatea emoțională devine din ce în ce mai puternică și când răbufnește pe toate părțile. Și atunci abordarea... Diana, vrei să spui ceva? Deja m-am obișnuit. Vreau să spun că eu consider emoția ca fiind un semnal de la mine către mine. Și mai am o chestiune pe care mă ghidez în viață, este să nu cred tot ce gândesc. Deci ambele sunt niște indicatori de-ai mei, adică emoția îmi semnalizează că e ceva ori bine, ori rău, dar după aceea am nevoie să mă duc în realitatea reală, să văd dacă cumva emoția este reală, sau dacă nu, cumva am trăit-o în copilărie și fac o asociere. Sau fac mă identific pe cineva, poate, care are părul blond și cineva m-a bătut în copilărie că eram părul blond, că avea părul blond și atunci urăsc blondii, na. Dar emoția nu poate fi ignorată, că poate fi foarte validă. Ea este o chestiune care ne-a ghidat în milioane de ani și singurul lucru care e de făcut cu emoția este să, pe care îl fac eu de fapt cu emoția, este să o observ și după aceea să trec prin procesul gândirii dacă se potrivește cu realitatea din acel moment și dacă se potrivește, ce pot să fac în realitatea reală cu aceea emoție cu ea. Deci asta două, că emoția este un semnal de la mine către mine și că nu cred tot ceea ce gândesc, mă ghidează foarte bine în viață. Adică, da, asta mă vreau să dau. Ok, perfect ce ai spus. Într-adevăr, că de fapt asta este scopul și identificarea emoțiilor și înțelegerea emoțiilor, de fapt, sunt mecanisme sau, mă rog, sunt metode de a afla, de a ne înțelege mai bine, de a afla lucruri noi despre noi, de a ne înțelege mai bine, de a vedea ce se întâmplă și ce spunea Diana mai devreme, că nu tot ceea ce vede și gândește e neapărat adevărat, este că e adevărat pentru că mecanismul nostru în care percepem realitatea, dar realitatea nu este ceva, cum să zic așa, științific riguros, ci chiar dacă noi ne bazăm, nu, și zicem, domne, suntem, adică rațiunea este punctul suprem de apreciere a lumii și cel mai corect. Dar rațiunea, de fapt, este o metodă de adaptare.
Da? Adică să vă dau un exemplu. Dacă intrați într-o bucătărie, da, și vă e foame, rațional, da, apreciați, este un spațiu de luat masa, acolo e frigiderul, acolo este aragazul, acolo e masa, mă pot folosi de lucrurile astea, da? Nu folosim rațiunea ca pe ceva științific și începem să determinăm, este o încăpere de 3 metri pe 4, cu pereți de o grosime, nu știu de care, implementată cu niște țevi de alimentare sau, știți, adică, ci rațiunea o folosim pentru a atinge obiective, a atinge scopuri. Și în sensul ăsta, câteodată când nu avem suficiente informații, da, umplem ceea ce nu știm, umplem cu informații anterioare să putem să ne atingem obiectivele. Și de-aia câteodată ne păcălește. Da, Diana. Aș putea să adaug și o povestioară de-a mea, n-am de triste. Uh-huh. Astăzi nu știu de ce, că mâine e ziua mea și aș putea să fiu mai veselă. Dar este un exemplu pe care l-am procesat de curând și mi se pare super important. Aveam o problemă că nu beam apă. Apa, să ne înțelegem, în București, unde stau eu, există filtre, am acces la Glovo, deci apa nu este un motiv să nu mă pot da jos din pas să beau apă. Și am identificat multe, adică am făcut multe metode, sticlă super care să-mi aduc aminte să beau apă, timere și așa mai departe. Până când, în procesul ăsta terapeutic prin care sunt, am identificat ideea că atunci când eram mică și eram la țară, nu aveam cișmea în curte. Și singura metodă prin care puteam să beau apă este să mă duc un butoi de 25 de litri la o cișmea, care cișmea aia curgea sau nu curgea. Era la anumite ore și așa am învățat că să pun un pahar de apă este un proces extraordinar de greu. Și de fiecare dată când era sete, pentru că când eram mică, ce puteam să fac? Puteam ori să aștept să facă ora 7 de cișmea, ori să stau la rând, să clar butoiul. Mă rog, mai erau și elementele destructive din jurul meu, că trebuia să am răbdare, nu puteam să pun cu cana la cișmea, nu, trebuia să aduc doi acasă, mă rog, din astea de care probabil dacă ne investigăm mulți avem în istoria noastră. Și, practic, era o întreagă problemă pentru mine. În momentul când îmi era sete, se făcea trigger-ul, intram în starea mea de Diana mică, neputincioasă, din care era sete, care resursa ei din momentul ăla era să ignore. Să ignore și să-și mă simt că sunt super rea, că mi-e sete, că acum, uite, toată lumea stă și e sete și eu, mie mi-e sete și aș vrea să beau un pahar de apă. Toate gândurile astea îmi veneau și mi-era foarte greu să mă duc din dormitor în bucătărie să pun paharul ăsta de apă. Și orice metodă am încercat la nivel cognitiv, foarte bune de coping în momentul acela. Adică pe termen scurt, orice metodă am încercat m-a adus mai aproape de insight-ul ăsta. Până nu am avut insight-ul ăsta, până când n-am înțeles legătura dintre dorința mea de a minora setea și de a nu putea bea apă, n-am reușit să... Adică mecanismul ăsta era corupt la mine în cap. Setea era asociată că nu există resursa evident că în viață totodată ok, dacă vreau să-mi iau un Porsche, nu pot să mă duc acum să bat la ușă și să zic că dați-mi Porsche, că mă teamă pe mine Diana. Dar un pahar de apă se găsește oriunde. Asta era, de fapt, aproape oriunde. Chiar dacă rațional aveai acces la toată apa din lume, de fapt asocierea sau inputul obișnuinței sau experienței tale era de fapt că obținerea apei presupune un efort mare, un efort și din partea celorlalți care trebuie să care butoiul și așa mai departe. Și atunci nu există alternativa, chiar dacă pare rațional care exista. Ok, bun. Eu mă apropii de încheiere aici. Mă gândeam, adică, cred că e suficientă informație și eu o să mă opresc aici. Și ca să fac așa o încheiere și ce mi se pare important, da, sunt pașii ăștia, da, în care ne dăm seama că simțim o emoție, da,
Următorul pas este să identificăm, să ne punem întrebarea, ok, simt emoție, da? Sunt emoționat. Hai să văd ce determină emoția aia, ce emoție e de fapt. E frică, e teamă, e dezgust, e ce este, da? Și după care, iarăși să vedem unde o resimt. O resimt la nivel corporal, unde anume, ce se întâmplă, modifică și comportamentul emoția respectivă și ca o metodă, da? Nu pot să abordez aici toate tehnicile terapeutice și încerc de fiecare dată, la fiecare întâlnire, să mai dau câte un hint. Și în momentul ăsta, da, sau la întâlnirea asta, am hotărât hintul să fie exercițiul pe care l-am făcut mai devreme. Da? Acela în care identificăm emoția, da? Îi dăm formă, îi dăm culoare, îi dăm intensitate de temperatură și așa mai departe. Și după care începem și ne jucăm cu toate proprietățile astea, da? Începem și vedem ce se întâmplă când diminuez forma, ce se întâmplă când o măresc, da? Ce se întâmplă când o mut, cum spunea doamna mai devreme, din cap, dacă reușesc și să mă străduiesc să o mut în umăr. Și după aia poate în cot, da? Să mă doară în cot. Și așa mai departe, da? Adică asta a fost scopul meu, sau asta a fost direcția pe care am încercat să o aduc astăzi în discuție, da? Adică identificarea emoției, da? Reprezentarea ei, impactul ei la nivel corporal, la nivel comportamental, și după care o metodă sau una dintre metodele de a putea manipula într-un fel sau altul emoția asta, încât să putem să o aducem într-un punct în care nivelul sau impactul la nivelul corpului să nu fie neapărat unul de care să ne amintim. Dacă mai devreme, cum Diana și-a amintit imediat de furia care a determinat chiar durere la nivel fizic, durere evidentă și suferință evidentă și leziuni și așa mai departe, da? Și asta a venit primul lucru în minte și nu, eu știu, poate că acum, înainte să intre aici, s-a amuzat și a râs și a durut o burtă de râs, de exemplu. Adică ce vreau să zic e că impactul mare la nivelul corpului determină și memoria asta și, de fapt, disconfortul major. Ok. Bun. Dacă sunt întrebări, dacă vrea cineva să mă întrebe ceva, înțeleg că avem și niște întrebări scrise. O să opresc eu share screen-ul, nu? Da, da, dacă puteți. Imediat. Vă mulțumim tare mult, a fost foarte interesant. O să precuze din nou întrebările primite de la cei care s-au înscris înainte. Avem 6 întrebări primite în avans, dar bineînțeles dacă sunt întrebări și acum de la cei care sunt live le așteptăm. Zic să începem cu prima întrebare care se află pe slide. Iar până așa, sunt conștiente de rolul și ajutorul pe care îl putem avea prin ședință cu psihoterapeut. Deși înțeleg acestea, mă încurajez să vorbesc despre problemele mele cu un psihoterapeut sau psiholog, cum să depășesc acest prag. Aș face o glumă și aș spune făcând primul pas, adică trecând de prag. Adică mergând în cabinetul unui terapeut, doar intrați acolo și vedeți. Cel mai rău lucru care se poate întâmpla în cabinetul unui terapeut este să nu se întâmple nimic. Așa că mergeți și vedeți ce se întâmplă. Și aș mai completa eu, inclusiv pentru pacienții, să se conecteze la sesiunile noastre viitoare, care vor fi cu dumneavoastră sau cu alți colegi psihoterapeuți, pentru că se pare că sunt foarte interesante, foarte distractive și în același timp vedem și exemplu pozitiv al unor pacienți care, unor persoane care au trecut prin ani de psihoterapie și am avut astăzi cu plăcere ocazia să o ascultăm pe Diana și experiența ei și tot ce am învățat în toți acești ani. Aș mai adăuga aici puțin. Ce se poate întâmpla cel mai rău este să pierzi între 100 și 200 de lei. Da. Dar cred că... Exact, o sumă de bani pe care merită pentru a-ți vedea o curiozitate. Dacă e bine sau nu
cu un terapeut în cabinet sau dacă toți terapeuții sunt nebuni sau dacă toți care sunt la terapeuți sunt nebuni și așa mai departe. Toate imaginile astea, răspunsul pentru este la 200 de lei distanță maxim. Câteodată există și casa de asigurări care se poate implica, câteodată există și benevol, cum ești tu, Anda. Deci există tot felul de disponibilități pentru a-ți satisface o curiozitate. De fapt, despre resursele astea sunt foarte mici ca să satisfaci curiozitatea asta. Și pe urmă poate zice de fiecare dacă e ceva ce... Pentru că nu e psihoterapia singura cale. Există și meditațiile, există și religia, care sunt în acea sferă de... Eu personal, fiind atee, pentru mine a fost singura cale terapia să pot să-mi mă dezvolt într-o direcție emoțională și care să facă sens pentru mine. Dar merită investigată și costul este foarte mic. Mulțumim. Întrebarea a doua este despre un pacient cu stoma. Vine de la un pacient cu stoma și care a fost foarte dezamăgit de reacția unui medic, scrie el din plus. Între discuția despre pacienții cu boli inflamatorii intestinale, reacția medicului astfel despre pacienții cu stoma a fost o aceștia săraci, vai de ei. Pacientul spune că pacienții stomizați pot fi oameni normali, are o gândire, a trecut peste anumite emoții, se pare, și este foarte ok în acest moment. Cu toate acestea, a fost foarte dezamăgit de poziția medicului. Cum ar fi trebuit să reacționeze? Păi, eu spun întotdeauna că singura persoană pe care o putem schimba suntem noi. Adică mediul foarte, foarte greu spre deloc poate fi schimbat, apropo și de reacția asta. Atât timp, adică pur și simplu temperarea emoțională și eventual o comunicare asertivă, mă gândesc că ar fi ceva de genul: înțeleg ce spuneți, înțeleg perspectiva și chiar dacă câteodată când avem vreo suferință sau suntem într-o postură mai aparent vulnerabilă, nu neapărat și lucrul ăsta chiar este adevărat. Întrebarea vine să cred că am și aici o mică adăugire. Vreau doar să spun că e o vorbă din Seinfeld întotdeauna, care spun că și, există și terapeuți și medici care au terminat cu 5 odată, adică există o limitare la nivel de performanță. Și o a doua de la mine este că medicii nu sunt complet. Ei sunt specialiști foarte, foarte buni, dar unii dintre ei poate nu au dezvoltarea emoțională necesară să susțină un pacient. Și aceasta se întâmplă mai degrabă într-un cabinet terapeutic. A treia întrebare, un pacient are o teamă sau nu își dorește ca prietenii să știe că este bolnav și întreabă cum este mai bine, care este o atitudine care ar putea să facă mai bine, să păstreze acest lucru doar pentru el sau să încerce să se deschidă și să comunice despre problema lui de sănătate. Din afirmația pe care a făcut-o, e clar că cel mai bun lucru pe care îl consideră sau pentru el acum este exact ăsta de a nu vorbi. În fiecare moment al vieții noastre facem cel mai bun lucru pe care îl putem face în momentul ăla. Adică nu văd la întrebarea asta, nu este un răspuns scurt și imediat. Cred că e de investigat, e complex de văzut de ce nu, de ce da și așa mai departe. Ar putea, adică cel mai simplu exercițiu care îmi vine în minte acum pe care l-ar putea face, să pună pe o foaie de hârtie, să o împartă în două, să pună costuri și beneficii în fiecare din situații și să pur și simplu ca o evaluare, să spun așa, economică. Dar, rațională de această dată, o evaluare rațională. Exact, dar este, adică e prea complex ca să existe un răspuns cu da sau nu, sau așa e bine sau așa e rău. A patra întrebare, părinții prietenii mele nu știu că eu am avut cancer de colon și am suferit o intervenție chirurgicală.
Ne temem că dacă aș fi, poate ar interveni compasiunea sau reține față de relația noastră sau poate ne-ar influența într-un fel. Mai bine ca situația de acest gen să rămână doar între noi sau să fie discutată cu familia, pentru că e cam același de exact, 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 exact. Vreau să punctez ceva aici, având în vedere întrebările astea foarte punctuale și, cum să zic, normale, pentru că înțeleg că cele mai multe întâlniri dumneavoastră sunt cu medici și medicii au rețete și soluții, pentru că așa este meseria, da? În terapie nu există rețete și nu există soluții, nu există răspunsuri și sugestii, ci e un travaliu pe care cel care apelează la terapie îl face și este un drum îl descoperă. Și atunci de asta întrebarea, sau mă rog, răspunsul la întrebare este un răspuns particular al fiecăruia pe care încet încet pe drumul terapeutic îl înțelege și își dă seama de el. Ce mai vreau să adaug eu la lista asta de beneficii și costuri, Anda, este că eu mi-am făcut-o deseori și până să mă întâlnesc cu tine, le număram. 10 beneficii și un singur cost. Și era, dar de ce nu fac, cum ar veni? Ia uite câte beneficii și un singur cost. Câteodată, chiar dacă numărul este foarte mare la beneficii sau numărul este foarte mare la costuri, unul singur dintr-o parte sau alta echilibrează altfel balanța. Adică nu un număr este puterea. Dacă îmi vine în minte acum un exemplu, dacă am pune costuri și beneficii, dacă să mă arunc de pe blog sau nu. Și la beneficii ar fi, o să am o priveliște frumoasă, o să am un zbor scurt, dar plăcut, da? Iar pe partea cealaltă, singurul cost este viața. Și atunci, apropo, așa ca o glumă puțin mai macabră, dar totuși să iasă în evidență, de fapt, diferența și, într-adevăr, cum spune și Diana, că costurile și beneficiile nu sunt date de număr, ci de importanță, de valoarea argumentelor și așa mai departe. Uh-huh. Ok? Ok, la primare două întrebări. Penultima întrebare, este un pacient care încă nu reușește să afle în fața de negare a bolii incurabile pe care o are. Și acest lucru îl consumă zilnic și îl face să treacă prin zile de depresie și anxietate. Cum ar putea să rezolve această situație? Păi, nu știu, apelând la terapie îmi vine să spun, dar nu toată lumea poate, n-are mijloace și atunci... De exemplu, știu că asociația dumneavoastră organizează întâlniri cu bolnavii, tot felul de evenimente din astea, știu că faceți ceva, plantați pomi sau, mă rog, faceți diferite evenimente care, chiar dacă acum nu sunt la îndemână, întâlnirile astea online, adică... Da, așa este. Am trecut foarte mult în zona asta online în ultima vreme, dar sunt convinsă că o să ajunge și înainte. Erau foarte multe activități de genul acesta recreaționale sau într-un fel sau altul terapeutice și atunci sunt convinsă că, adică, o să ținem pacienții la curent și o să-i informăm cu privire la acțiunile viitoare ale asociației. Din experiența mea, foarte valoros este, sau foarte valoroase sunt întâlnirile cu alți pacienți, pentru că, adică, nu de puține ori oamenii au fost mirați că mai există alții ca ei și care și chiar persoane care fac față foarte bine și au găsit resurse sau au găsit modalități de a face față și atunci, împărtășind împreună experiențele fiecăruia, este unul, cred că mie mi se pare una dintre cele mai bune terapii. Dacă se poate să fie și într-un grup mediat de un psiholog, cu atât mai bine. Dar întâlnirile astea nu pot să facă decât bine. Ultima întrebare. Cineva vrea să știe dacă ședințele cu un psihoterapeut pot rezolva anumite probleme punctuale, de exemplu, teama de a merge în public.
E nevoie de suport prelungit sau ședințele pot fi limitate? În funcție de, adică, cum să zic, nu e ceva așa general. Abordarea e una particulară și atunci în funcție de dinamica terapeutică durează mai mult sau mai puțin. Acum, parcă e și întrebarea, nu? Că dacă putem deveni dependenți, dependenți de, suport, de suportul psihoterapeutic. Da, e posibil, dar avantajul este că alături este un specialist și atunci orice dependență din asta de suport terapeutic într-un fel sau altul va fi abordată și rezolvată. Aici cred că pot să intervin și eu, că am trecut prin cel puțin cinci feluri de terapie, de la cognitive behavior, terapia de grup, terapia ericksoniană și încă vreo două care l-am uitat că au fost acum zeci de ani. Eu în acest moment sunt dependent de terapie. Adică este o dependență pe care mi-am aplicat-o de foarte multă vreme și în lista aia de beneficii, costuri pe care mi-o fac anual, să văd dacă face sens, că normal că sunt niște costuri de terapie, sunt niște costuri de timp, de emoții, de disponibilitate de a lucra, de întotdeauna terapia este pe plus. Ce pot să spun este că, că sunt din ce în ce mai bună la a face liste și a identifica ce e bine pentru mine și ce nu e bine și mi-a acceptat această dependență. Dar da, există terapie evidentă și Ganda poate să confirme aici, în care în 10 ședințe te poți lăsa de fumat, adică nu este, te duci la terapeut cu scopul acesta, vreau să mă las de fumat și în 10 ședințe cu transe hipnotice și cu ce mai face terapeutul pe acolo, că așa te lași de fumat. Dar problema este punctuală a te lăsa de fumat. Adică și te ajută în această problemă punctuală. Eu, de exemplu, în acest moment sunt într-o problemă, eu sunt într-o terapie de dezvoltare personală. Adică identific problemele și mi le rezolv pe motiv, adică nici nu știu ce problemă am. Pe măsură ce ajung, mi le descoper, găsesc metode de suport și de a le rezolva. Și cu asta, de fapt, în o terapie de dezvoltare personală te ajută să identifici problemele, adică mă ajută, nu te ajută, mă ajută să identific problemele cu care mă confrunt și după aceea metode de a le rezolva. Ok. Ai să întrebări? Lista noastră nu mai sunt, doar dacă sunt întrebări din partea participanților. Aș avea și eu o sugestie sau să zic un mic sfat. Mi se pare că persoana care a spus de că este o boală, boala Crohn este o boală incurabilă, sună așa un pic cam grav, cam tragic. Da, este o boală care nu are un tratament momentan, dar într-adevăr, dacă o consideri o boală incurabilă, poți cădea într-o depresie profundă și să ai niște stări din care stări negative care nu te vor ajuta să intri în remisie sau nu-ți va face bine. Sfatul meu ar fi fost, sau din experiența mea, pot spune că este greșit să încerci să ascunzi persoanelor din jur faptul că ai o problemă, ai această problemă de sănătate. Eu am făcut treaba asta în sensul că în timpul facultății n-am vrut să știe niciun coleg din facultate că am
boală inflamatorie intestinală. Și nu m-a ajutat. În sensul că dacă îți descoperi și ai niște prieteni adevărați, puțin, nu mult, dar dacă ai prieteni adevărați în jurul tău, faptul că recunoști că ai această problemă de sănătate, te va ajuta, vei găsi sprijin, nu neapărat. Poate unii te vor privi cu compasiune, dar nu trebuie să frecventezi persoane negativiste sau pesimiste pe care nu le simți aproape de sufletul tău. Nu am încercat în timpul școlii, încercam să țin pasul cu ceilalți, să particip la viața studențească, să mergi la petreceri, să mergi la întâlniri și tu oricum, chiar dacă nu recunoșteai, dar tu oricum nu puteai să pierzi nopțile la fel ca ceilalți și nu puteai să mănânci orice, să bei orice la fel ca ceilalți. Erai probabil dependent de toaletă, că trebuia să te duci mai des la toaletă decât ceilalți sau... Și atunci faptul că ascundeai, poate ziceai, domnule, nu particip la petrecerea respectivă, fiindcă tu știai că nu poți, că ți este rău și că nu poți să mergi, dar ceilalți interpretau ca și când ai fi fost un coleg distant sau nu-ți făcea plăcere să te duci. Deci eu cred că a spune că, da, domnule, am o boală inflamatorie intestinală, nu este nici ciumă, nu este nimic rușinos sau nimic... am o problemă cu intestinul. Nu cred că trebuie să ne ferim. Nu trebuie să exagerăm, să spunem, vai, eu nu pot să fac nimic, eu nu pot să te ajut, eu nu pot să mănânc, eu nu pot să te autocompătimești. Da. Dar nu cred că este ceva de ascuns. Sau nu cred că este în folosul nostru să ascundem, această problemă sau să nu vorbim despre ea. Cu cât vei discuta sau prietenii tăi vor ști, poate de undeva cineva te va sfătui, îți va da un sfat util. Ok, mulțumim frumos. Și noi. Întrebare. Da. În legătură cu boala intestinală Crohn, exact anul trecut, când a început pandemia, da, trebuia să mă internez pentru investigații, că am crescut foarte mult valoarea calprotectinii. De la 100 a ajuns la 600. Deși eu mă simțeam bine, dar fiind pacienta medicului Dumitru Eugen, m-a sfătuit să mă internez pentru câteva zile ca să-mi facă investigații, să vedem ce se întâmplă cu boala. Și nu s-a mai produs acest lucru din cauza pandemiei, că s-au pus restricțiile și de un an de zile, e un an și o lună, de când n-am mai luat legătura cu domnul doctor. Cum aș putea să fac? Am sunat, am mers la spital, am așteptat și n-am rezolvat nimic. Și de un an de zile iau tratamentul în continuare, cum mi s-a prescris, și altceva, nimic. O să preluăm noi, o să o rog pe Izabela să ia legătura cu dumneavoastră ca să vedem cum vă putem ajuta pe zona aceasta, exact, pe cum puteți la legătura cu domnul doctor. Da, cum putem să luăm legătura? Nu știu să vă răspund exact, doamna psihoterapeut poate răspunde la probleme din acestea punctuale legate de contactul dumneavoastră cu medicul curant, însă o să rog pe Izabela să revină către dumneavoastră, Izabela Grosu, de la asociație, să vedem dacă vă poate sprijini în bun fel. Da, că trebuia să fac de 3-4 ori pe an analiza valorii calprotectinei și n-am mai făcut-o de un an de zile. Dar eu cred că e valoros să răspundă Anda la întrebarea asta, pentru că este o situație pandemică și
toți cred că suntem. Eu, de exemplu, nu sunt stresată pentru că am avut un suport extraordinar de la Colentina. Avem un grup de suport de medici, n-am ratat niciun tratament și așa mai departe, dar știu mulți din, și poate câțiva și din Zoom, de aici, care au ratat tratamentele anuale și controalele pentru că există pandemie și nu a fost o disponibilitate a medicilor. Și cred că e valoros să răspundă puțin la asta, să vedem cum putem să managem situația asta și pentru doamna Buică și pentru și mulțumim frumos că o ajutați. Dar poate sunt alții care n-au avut curajul să pună întrebarea asta și este valoroasă. Nici mulțumim, eu n-am avut, dar acum trebuie să facă. Văd că timpul trece și nu pot să rezolv nimic și să nu se agraveze cumva și... Mm-hmm. Mm-hmm. Dar sunteți la Colentina? Eu sunt din Constanța. Aha, da, domnul Eugen Gric, domnul Eugen Gric, okay, a menționat, doamna. Ok. Înțeleg întrebarea dumneavoastră, înțeleg ce propunerea ta, Diana. Dar doamna, din câte văd eu, adică așteptați pur și simplu o soluție concretă, cum anume să puteți intra în contact cu, cu medicul dumneavoastră. Am sunat la telefon, am mers la spital, am așteptat, n-am putut nici cum să iau legătura cu domnul doctor. Da, mă gândesc oare să vă las în particular numărul dumneavoastră și să-i transmit. Am numărul domnului doctor, dar nu-mi răspunde. Da, nu. Am înțeles. Cred că noastre contactele, dacă ne lăsați și contactele dumneavoastră, doamna Buică, am putea să vă contactăm ulterior. Ați intrat în legătură până acum cu Izabela Grosu, cred că are contactele dumneavoastră. Da, cred că l-are, da. Aș putea să mai merg la clinica Regina Maria, dar acolo este cuplată și nu știu dacă mai are dânsul program acolo și acolo trebuie să plătesc ca să... Haideți, pot să vă contacteze Izabela după această sesiune. Cred că la ce se referea Diana mai degrabă, dacă ne puteți ajuta cu un răspuns, este în legătură de cum să depășească pacienții în acest moment temerile, pentru că au întâmpinat este clar tot felul de dificultăți în a lua legătura în această perioadă cu medicii, așa cum o făceau înainte și e clar că s-au născut mai multe temeri. Uitați cum este cazul doamnei Buică, care probabil își face foarte multe gânduri în legătură de evoluția bolii dumneavoastră și cumva în sensul ăsta, dacă ne puteți ajuta cu un răspuns general. Da, iarăși un răspuns, adică un răspuns suficient de eficient, nu-l pot da, adică nu-l am acum. Dar ce vă pot spune, adică ce puteți avea în atenție este exact ce am vorbit puțin mai devreme apropo de emoții, da? Și că emoțiile, de fapt, emoțiile pe care le resimțim sunt determinate de cum interpretăm noi realitatea și ceea ce ni se întâmplă. Și făcând managementul ăsta al emoțiilor, da, odată prin exercițiul despre care v-am vorbit mai devreme, iarăși un exercițiu care este foarte bun, un exercițiu de respirație, da, când emoțiile devin foarte puternice și simțim așa că nu mai avem aer, simțim că ne bate inima tare, că transpirăm, că, da, un exercițiu foarte bun este un exercițiu de respirație, da, să fiți atenți un pic la cum respirați, să vă puneți o mână pe... Le și simt, astea, exact. Puneați întrebarea unde, începând de la umeri și apoi la cap, imediat se transmite și cu, cum să spun, cu o tensiune mai mare, cu febră, nu aș putea să spun, dar așa, niște călduri excesive și se manifestă prin, cum să spun, prin... un fel de comportament ciudat, mai... față de cum sunt eu, recunosc că nu e o stare bună și chiar acum de două zile am starea asta. Mă enervez foarte repede, nu pot să discut cu nimeni, calm, sunt agitată, nu știu. Uitați, în cazul dumneavoastră particular, ceva foarte rapid pe care puteți folosi, apropo de tensiunea asta pe care o simțiți în umeri, da? Faceți exercițiul ăsta, încordați foarte, foarte, foarte tare umerii, după care relaxați, da? Iarăși încordați tare, tare și Da. Și încet, încet... Chiar,
Da, chiar mă surprind cu umerii încordați și atunci când mă controlez, îmi dă o stare de bine, știți? Exact, da. Exact. Da. Și atunci faceți lucrul ăsta, adică de fiecare dată, mai ales că știți că la dumneavoastră așa se manifestă, imediat cum, hop, hai stai așa, hai să fiu atent aici pe umăr și trageți de umeri, da, și relaxați. Și încet, încet starea asta de tensiune se diminuează. Da. Și cred că e un lucru bun că totuși pot să mă controlez. Da. Și starea, adică de asta spuneam eu că nu e important sau nu are valoare emoția pozitivă sau emoția negativă. Adică ce e important este că în mod real suntem într-o situație dificilă, da? Suntem într-o situație mai complexă. Și atunci este firesc să ne simțim neliniștiți, da? Sau să ne simțim un pic nemulțumiți de ceea ce se întâmplă. Da, mai ales eu am avut și COVID-ul și am fost așa mai, cum e toată lumea, cu teamă, cu frică, cu... Da, o formă medie. Exact, și atunci, adică ce puteți face sunt că restul extern, vedeți, se mai găsesc resurse, poate o să reușească doamna Grosu să vă faciliteze o întâlnire, dar până atunci, ca nu cumva, știți cum spuneam puțin mai devreme, că emoțiile astea se simt și în corp și se simt și la nivelul, se simt și la nivelul intestinal. Și atunci, adică ați văzut când sunteți mai relaxată, vă simțiți și mai bine și inclusiv la burtă, la intestine și așa mai departe. Și după starea asta emoțională puternică și agitată, simt și mai ia crize, așa, ce să vă spun. Exact, pentru că ce se întâmplă este că atunci când vă speriați, vă înfuriați și așa mai departe, se activează și inclusiv se activează și pe mișcarea asta intestinală, peristaltismul și circulația sanguină e mai intensă. Și atunci... Asta e important, spune Diana. O altă metodă pe care o folosesc de curând și mi-e foarte dragă mie, pentru că n-am folosit-o și pentru că văd că doamna Buică se atinge foarte mult, este să folosească chiar metoda asta, să se îmbrățișeze ca o mamă bună. Pe ea, asta este o resursă pe termen foarte, foarte scurt de calmare, așa. Da, mă mulțumesc. Ca o mamă bună. Am și patru nepoți care mă mai scot din starea asta, să știți. Așa. Dacă n-ar fi ei, să știți că e o terapie bună și cu nepoții. Da, exact. Orice resursă e foarte bună și e grozav. Da. De asta mi se par foarte valoroase întâlnirile astea, că, vedeți, mai important decât ce spun eu sau ce fac eu, mi se pare importantă interacțiunea dintre dumneavoastră și resursele pe care fiecare dintre dumneavoastră le aveți, ca astea sunt cele mai plauzibile. Da. Uh-huh. Da, mulțumesc tare mult! Uh-huh. Nu uitați să respirați și să vă relaxați umerii. Țineți umerii relaxați. Da, mă ajută. Știu, mulțumesc frumos. Uh-huh. Ok, bun. Mai există întrebări? Astăzi am avut foarte mulți oameni curajoși. Așa este. Mulțumim și noi tare mult. A fost o sesiune foarte interesantă. Nici n-ați auzit cum a trecut timpul. Am depășit puțin timpul pe care ni l-am propus, dar cred că cu foarte mare folos pentru fiecare dintre noi. Sesiunea aceasta a fost înregistrată și o vom posta pe site dacă mai aveți cunoștințe care vor să urmărească sau cunoașteți alți pacienți care poate nu s-au putut conecta. Noi o să promovăm ca să fim sigur că ajungem la toată lumea. Și bineînțeles, vom organiza în curând alte sesiuni, o să vă ținem la curând, așa cum v-am obișnuit, pe Facebook, pe e-mail și pe toate canalele pe care le avem la dispoziție. Mulțumim, doamna psihoterapeut, sunt convinsă că o să ne auzim curând și poate planificăm o nouă sesiune chiar pornind de la aceste teme pe care pacienții le-au avut în această perioadă și trăirile intense, pentru că și fără să fii pacient, de vreun fel, au fost foarte multe schimbări și managementul schimbării a fost foarte important pentru fiecare dintre noi și poate că ne vom revedea curând într-o nouă sesiune. Perfect. Și eu vă mulțumesc că am avut foarte multe de învățat de la întâlnirea de astăzi.
Și e grozav ceea ce faceți, mai ales prin prisma asta, care încă o dată îmi confirmă că întâlnirile de grup sunt foarte, foarte valoroase. Succes! Mulțumim și noi și un mic împlăcut. Mulțumim și noi! Și eu vă mulțumim mult! La revedere! La revedere! La revedere.